România este într-un impas demografic, declinul natalității a ajuns la un nivel istoric, în timp ce tot mai mulți români pleacă din țară în speranța unei vieți mai bune. Într-o nouă dezbatere, Digi24 și CONAF au fost discutate soluțiile specialiștilor la problemele demografice. Dezbaterile continuă până pe 22 noiembrie, în direct pe site-ul numărul 1 al României, Digi24.ro. Natalitate scăzută, populație tot mai îmbătrânită și migrație. Sunt realitățile cu care se confruntă România în ultimii ani și pentru care soluțiile pe termen lung întârzie să apară. Avem raportul dintre cei care au mai mult de 65 de ani la cei care au sub 15 ani s-a degradat în ultimii 12 ani, foarte mult, de la 102 la 122, asta înseamnă foarte mult. Trebuie să judecăm modul în care o familie în România, o familie cu venituri medii, da? Poate să se ocupe de copii și numai de natalitate. Degeaba ai 6-7 copii, dintre care 4-5 cerșesc. Adică lucrurile sunt mult mai complexe. Nu e suficient să ai resurse bugetare. Da? Trebuie să judeci ce înseamnă familia astăzi. În România sunt peste 1.400.000 de femei casnice. Răspundeți la această întrebare. Ce face România? Ce înseamnă de fapt dezvoltare durabilă și sustenabilă? Pornim de la un nivel concept extrem de simplu, un nivel de trai mai bun pentru toți cetățenii României. Credeți că acele femei, 1.400.000, stau acasă pentru că toate își doresc să facă lucrul acesta? Declinul demografic înseamnă mai puțină forță de muncă și implicit o presiune asupra sistemului de pensii. Eu folosesc foarte des un grafic de la INS cu piramida vârstelor femei. Bărbați, știți cum, acum 20 de ani arăta ca o amforă, cu burta amforei la generația de crețeilor. Acum arată ca un culturist, cu niște umeri foarte mari, da? Care se apropie de pensie. Da. Generația mea. Da? Deci avem o problemă cantitativă. Mai avem și o altă problemă, calitativă. Aproape 50% din tinerii de 15 ani sunt analfabeti funcționali. Sistemul de public de pensii este în această situație pentru că sunt mulți pensionari și puțin contribuabili. Revin la migrație, care poate fi o soluție, pentru că cine vine în România să muncească? A treia ediție a Forumului pentru Dezvoltare Durabilă, 24 de trenduri pentru 2024, continuă până pe 22 noiembrie cu dezbateri pe alte două teme majore, orașele inteligente și educația. Редактор